Bun găsit, prieten, cred că v-ați obișnuit deja cu întâlnirea cu pokerul la mize mari și foarte mari. Se întâmplă la Gentleman's Poker Club, miercure de miercure, alți 8 jucători, mă rog, unii au mai fost, alții sunt pentru prima dată aici, cu sume importante vor încerca să ne demonstreze cunoștințele lui în poker. Alex Pitt și Narcis Șelaru vă invită la o nouă seară plină de poker de calitate. 159. Și uite că începem tare, Alex. Salut, dragi prieteni! O seară frumoasă se anunță la Gentleman's și, într-adevăr, o primă mână frumoasă. Vedem o pereche de dame la domnul Gheorghe. Da, Gheorghe, la poziția în 8-a, sau mă rog, este chiar în dreapta dealerului. Avem, iată, o întâlnire interesantă, un as 2 suited și Jin, unul dintre cei doi chinezi de la masă. Vă face foarte repede prezentările, dar să trecem prin această mână, 8-9-2. E un flop foarte bun pentru dame și sunt convins Gheorghe va ataca. Iată momentul, un atac de 400 de lei. Jin se aruncă, poate Cristi cu acel as 2. Îl recunoașteți pe acest jucător, a venit și de ziua lui să joace la ultima întâlnire pe mize mari. Aveți undeva și banii deasupra steagului acolo, banii de care ei dispun în acest moment la masă. Veți vedea că sunt și jucători care au intrat cu 30.000 de lei și alții care au intrat cu ceva mai puțin. Alex, cum ți se pare? Ops, atenție, atenție. Mai bine nu cerea. Da, mai bine nu cerea. Este o regulă permisă doar la jocurile de cash game, în care după ce foldezi, poți să-i spui dealerului și dacă și restul jucătorilor sunt de acord, să arate ce cărți ar fi venit pe tăr și pe river în cazul în care acțiunea ar fi continuat. Și mai bine nu cerea, exact, pentru că acum vedea că ar fi prins un trips care, exact, care era greu de văzut. Era foarte greu de văzut acolo. Nu era culoare, chinte nu se legau, cel cu omul cu damele, cred că a avut noroc. A avut noroc, cu siguranță. Practic a fost alegerea lui Cristi de a juca sau nu juca. Repede cei de la masă. Începem cu primele două poziții, doi jucători din China. Jin, cel cu cămașă albă, intră cu 30.000 de lei. Nici celălalt nu e foarte departe de el. San Zheng cu 28.200. Un alt om cu fise multe, cu lei, cu bani mulți, până la urmă 30.000 de lei pentru Andrei Nodea, poziția a treia. La poziția a patra, Cristi Matache, 9.200. Iordanianul Salaat, cu cunoștință mai veche, 9.170. L-așteptăm pe Shoni Mirică, la poziția a șaptea, singurul care nu a venit prins, probabil, în traficul din București. Tibi, un jucător din Pitești, dacă care trăiește în București, a intrat cu 15.000 și la ultima boxă, cel care tocmai a luat potul acolo, Gheorghe Miluță, cu 10.000 de lei a început. Să spunem norocosul, așa, între ghilimele, al primei mâini, că a reușit să ducă totuși pe flop. Și uite, și aici s-ar putea să stea bine, pentru că Gheorghe are top pair. Are top pair și Jin nu prea are continuare. Hai să vedem. Dar totuși dă un call cu as high pentru un backdoor eventual de culoare. Vedem că suntem două roșii și el avea și are asul. Da, era și o soluție. Aici cred că e un alt atac al lui Gheorghe Miluță și aici e momentul pentru Jin să iasă probabil, fără renunța. Glorie, dar precaut din această mână. Jocul acesta de cash game pe care îl urmărim în această seară este puțin diferit față de jocul de turnee cu care sunteți obișnuiți în general în transmisiunile de acest gen. O să vedem că... Dar noi încercăm să-i tot obișnuim pe oameni și cu acest lucru, pentru că nu e prima dată când Gentleman's Poker Club transmite genul ăsta de mese și nu va fi nici ultima dată. Luna asta, cel puțin în fiecare miercuri, vă dăm întâlnire de seara până dimineața pentru a vedea un joc interesant. Aici vedem și stack-ul actual al fiecăruia dintre cei de la masă. Sunt mai multe grafice cu care colegii mei o să vă țină la curent pentru a vedea exact cam care este și mișcarea fiselor jucătorilor. Cum spuneam, jocul este diferit, dar nu înseamnă că nu este entertaining, că nu este interesant, dimpotrivă. O să vedem mișcări spectaculoase, mai spectaculoase decât cele de turnee, pe lângă, evident, sumele care par așa amețitoare, să spunem. Păi,
poturile. Eu o să mai spun, Alex, și lei vechi, o să mai spun de 300 de milioane în loc de 30 de mii, dar aș vrea să vorbesc aici pentru toată lumea. Că unii sunt obișnuiți cu banii vechi, alții cu banii noi. Ideea este că în acest moment sunt foarte, foarte mulți bani pe masă, undeva aproape de 2 miliarde pe masă. Deci mi se pare că e în regulă. Hai să vedem ce se întâmplă. Și suntem doar la început. Exact, la cash game, jucătorii o să se încarce constant, pentru că, spre deosebire de turneu, dacă ai pierdut, nu trebuie să te dirigi de la masă, ci doar să chemi floormanul și să-ți adaugi fise de joc. Să reușești să-ți câștigi din pierdere, să-ți recuperezi din pierdere. Uite, un plus de 685 de lei pentru Tibi, care a plecat cu o carte bună, a prins și top pair aici și... continuarea l-a găsit total nepregătit pe Cristi Matache. Acea pereche de doari era mult subevaluată în condițiile unui flop atât de clar. Blindurile 10-25 cu o stradă de 50. Adică primul jucător după blind postează un al doilea blind, să-l numim, de 50. Cei doi jucători... Și acțiunea este la el preflop. Asta e important de precizat. Da. Cine face stradă preflop are și este și ultimul acționat în acel moment. Cei doi chinezi sunt puși unul lângă altul, dar total întâmplător, pentru că s-au tras locurile la masă și de aceea ei doi au căzut unul lângă celălalt. Jin pleacă pe atac. Zeng vine cu damă 7. O să vedeți că acești doi jucători sunt o să fie printre cei mai activi. Și sunt figuri cunoscute în jocurile, în special la jocurile de cash game, dar să nu uităm că Zheng a ieșit pe locul, sper să nu greșesc, locul 2. Atenție, aici putem avea o întâlnire chinezească, așa, la un cei chinezesc, pentru că, uite, atacă Zheng și vine și cel care a atacat este Jin. Care are draw-ul de culoare. El a și mărit preflop. Exact, aici este și draw-ul de king. Da, da. Atenție, însă, Jin simte pericolul și el acum cel care trebuie să răspundă. Un atac de 700 de lei, nu foarte mare. Observați ce stacuri au cei doi. Au foarte multe blinduri în spate, spre deosebire de un turneu unde vorbim de 30-40 de blinduri. Aici oamenii stau pe sute de check raise, frumos, frumos. Atenție, atenție. O mișcare. Bine, sunt convins că Jin nu se gândește că Zheng are chiar dama aici. De asta a făcut acest check raise. E clar că Zheng nu va putea folda tripsul de dame. I-ar fi convenit să mai vadă o carte. I-ar fi convenit și să vadă o carte, dar în cazul în care Zheng totuși continuă, el are outuri pe river. În cazul în care Zheng nu foldează și noi știm că nu va face call, el are outuri acum pe river să câștige totuși un pot. Cea mai proastă carte pentru Jin e șaptele de trefle. Corect. Aceea este un joker card care nu vine. Vine însă un treiar care îl pune în două perechi. Cred că e clar acum că Zheng nu putea să răspundă acestui atac fără ceva important. A renunțat Jin la mână și a dat seama că Zheng este prea puternic în această mână pentru a fi aruncat. Și nu cred. Ar mai bate o... Are un trips totuși. Are un trips totuși. Corect, corect, corect. Și noi vedem aici că Jin nu are cu ce să răspundă. Are o pereche de treiari și dacă în cazul... Sigur, are două perechi teoretic. Și damele joacă pentru el. Dar parcă mai mult joacă pentru Zheng. Joacă cel mai bine pentru Zheng, da. Exact. E posibil ca el să-l pună într-o culoare de atenție, exact un gol. Exact ce bănuia. Gol și un pot de 125 de milioane venit în primele 10 minute. Exact ce vă spuneam, Gina a crezut că Zheng este pe o rola culoare la o carte mare la as și el a prins treiazul. Da, putea să gândească și așa. Altfel nu-mi explic acest gol și check call pe river. 12.500 în... Al doilea pot, al serii, al treilea. Exact, ce pot mare între cei doi chinezi. V-am spus, ei sunt prieteni buni, dar la poker să nu vă gândiți că există o prietenie acolo, ci o concurență între cei doi, dovedită chiar în prima mână. Are și tu break acolo, da? Ce, mă, cum te cheamă? Minută. Salahari, va de bine. Uite, mai fac cunoștință, oamenii, până la urmă, acesta este și rolul acestui club, unde trebuie să vii și să te simți bine, în primul rând, și să participi la tot felul de turnee sau jocuri de cash. Aceasta este frumusețea pokerului live, în primul rând.
turnele sunt în număr mare, vom vorbi despre ele, la fel și mesele de cash. Cred că sunt cel puțin 6 mese deschise la ora asta, dacă nu și mai, și mai multe. Am văzut multă acțiune pe sală și acțiune care la cash game începe încă de la ora 12:01 pe zi, în fiecare zi. 2 pas. Jin se aruncă în această mână, Zeng s-ar putea să vrea să joace. 8 mese de cash. 8 mese de cash. Deloc rău pentru, deloc rău pentru o seară de miercuri. 4 jucători implicați în această mână, un A10 la Cristi, Andrei are și carte bună, dar oricine poate conta aici. As popă 5 și asul stă în excelent. E un gacha de chintă la Salahat. Andrei are și el popă, dar cel care atacă este Cristi, care cum se spune cinstește asul. Este și cel mai... a nimerit cel mai bine acest flop cu asul. Sigur că deocamdată e un atac de 225 cu care nu prea poți să protejezi așa de bine acel as. Zeng se aruncă, are o pereche dar prea mică pentru a conta. Andrei e tentat și el să completeze, pentru că deocamdată potul nu e foarte mare. Observați, undeva la 1310 lei, iar participarea lui e undeva la 3000. Un 4 vine acum, lucrurile nu se schimbă. Asul rămâne în continuare puternic. Sunt curios. Foarte bun pentru Cristi. Da, numai că nu profită de el și practic îi mai oferă o șansă lui Salahat. Gândiți-vă ce ar însemna o damă acolo. Andrei prinde două perechi. Dama ar fi... Dar nu mai este. Și iată 5-2-ul pe care l-ar fi avut Andrei, dacă nu mă înșel. Da, sau și n-ar fi trebuit... Nu, Andrei, îl avea Zen. Da. Și n-ar fi trebuit să plătească acei 225. Da, ar fi văzut turnul gratis. O să vedeți că sunt multe. O să fie jocul puțin atipic față de turneu. Vom vedea multe mâini în care se vor plăti raise-uri cu cărți extrem de marginale pe care la turneu nici nu te gândești. Acolo nu prea ți-a permis, pentru că dacă pierzi 5 blinduri din cele 30, deja intri într-o zonă neplăcută. Aici ai destul de multe blinduri în spate. Plus, peste 1000 chiar. Plus portofelul. Plus portofelul, plus cardul sau... Strada 100. Emi, mă auzi? Strada 100. Doar o dovadă la ceea ce ai spus. Am și aflat că primul dintre jucătorii chineni, cel care a pierdut acel pot destul de mare, a mai completat cu încă 4.000 de lei. Este o strategie a unora dintre jucătorii de cash să stea tot timpul cu buy-in-ul maxim pe masă, să completeze până la maxim, pentru că atunci când câștigă, să câștige cât de mult. Și să completeze practic toate pierderile de până atunci. Să poată recupera totul într-o mână bună. Zeng, un raise la 500, un 3-bet la 500. Ah, nu era strada lui. 4 call. Call 100, da, într-adevăr, raise și 3-bet. La 500, un call al lui Andrei cu as 10 suited. Da, o carte bună. Carte bună. Mai are însă ceva jucători după el și preferă să fie liniștit, să fie cu minte. Potul deja s-a făcut de 1200, dar am avut deja în primele, în primele mâini un pot de 12.000 de lei. Popă 9-3. Fără carouri, Zeng, să vedem cât de mult va conta el pe această a doua carte din flop, ca valoare. Iată-l atacând, e și asta o tactică, ai prins ceva, încep să arunci cu niște bani pe masă și Andrei, deși avea o carte foarte bună, n-avea o continuare aici. Un board destul de bun pentru Zeng, popă, hai. Sigur că da, Andrei... Probabil l-a și văzut în popă pe adversarul său. Practic nu conta decât pe o anumită continuare, doar pe un as. Nu, și atunci asta cu mine. Nu prea avea, deci. Damă 4, bine. Eu am damă 7. Nu că-i dare damă. Poate are secare, are cred, da. Damă 5 pierde, damă 4. Da, damă 5. Damă 5 pierde, da. Da, damă 5 pierde. Da, da, da. Mă îngădesc. Da, da. După aia, pare rău, am bătut 3.000, am zis la că ai... Și doi jucători din China sunt de multă vreme în România și de multă vreme prin cazinouri pe aici. Au o română ușor de înțeles și poate mai simpatică, dacă e să o luăm și așa. Uite, Jin atacă, dorește să se implice în poturi. El a pierdut, cred, vreo 6.000 de lei
pe prima acțiune importantă a acestei mese. Cristi are o pereche de șeptari, sigur va da colul aici. Ba chiar să vedem dacă îl va mări. Oh, atenție! E și damă și e jin acolo implicat, s-ar putea să fie foarte insistent pe dama aceea. Nu, nici nu mă gândesc ce se întâmplă cu el, dacă va mai primi încă o damă. Betul este de 300. Cristi stă cu minte în spate, în timp ce Gheorghe acolo nu are continuare Gheorghe Miluță și deja e în pachet. A patra carte. Doi, atenție, o carte foarte grea pe care a primit-o, deoarece face două perechi, s-ar putea să le salveze acea culoare care deja poate fi închisă, deși noi știm că niciunul dintre jucători nu are astfel de chestii. Nu merge nimeni după culoare aici. Lui Gine îi place turnul, ce nu știe el că nu ar fi trebuit să-i placă flopul. Da, da. Și evident nici continuarea asta. Dar totuși are două outuri. Ia să vedem. Bet de 700 și doar col. Doar col, culoarea te gândești că stai mai liniștit, mai vine cumva vreo pică, ce faci? Un river nu foarte bun pentru Jin, pentru că rămâne doar o culoare din trei cărți jos. Exact. Mai ceva mai puțin probabilă. Exact. Să vedem cum alege să joacă. Al treilea check, uite, al lui Cristi cu setul. Al treilea check. Probabil întinde o capcană. Categoric. Sigur, nici lui nu-i convine acea culoare apărută. De acum depinde cât de mare e și plusul lui Jin, dar nu-l văd aruncând setul aici. Nu va arunca. Nu va arunca. Va plăti. Doar gol. Doar gol în spate. Bun check în spate. Culoarea aceea, să știi că a oprit acțiunea în pot. A fost o acțiune temperată. Am ajuns la 7600 de lei în totalul acestui pot. Dacă nu era culoare făcută pe, mă rog, a treia pică să vină acolo pe turn, puteam să depășim ca forță primul pot, care s-a dus undeva la 12.000 de lei. Așa este și cum am presupus, Gin va fi foarte activ la această masă. Da, mai ales că a început și cu stângul. Ești mai predispus să dai drumul la joc, cum se spune, dacă începi puțin cu stângul? Nu știu cum să spun dacă a avut ghinion sau noroc în condițiile în care a avut ghinion pentru că a prins și a doua pereche și asta l-a făcut să se creadă puternic. A avut noroc pentru că adversarul s-a temut în permanență de o posibilă culoare și a jucat foarte calm în spate. Mai ales că Gin este genul de jucător care nu prea știe în ce carte să-l pui. S-a văzut că a plătit pe un treiar la primul pot important al serii. Uite, un raise 300 din partea lui Gheorghe Miluț, un jucător de 46 de ani. 300, da. Jenk din buton, un 6-5, chiar dacă este de culori diferită, o mână bună de jucat din buton. Da, e o mână în care poți să bați niște cărți foarte mari dacă îți întoarce pe la tine. Ce nu știe el este că și Cristi e în aceeași zonă, doar că are cărțile cu același semn de sunt suited. Salahat în straddle, în blindul acela dublat, să-l numim. Și probabil va apăra aici, sau nu, chiar vedem că... Nu. O mișcare și mai bună. Urmează un raise. Să știi că dacă arunca 10, și Gheorghe l-am văzut prudent pentru început, dacă arunca acesta 10, atunci lucrurile sunt mai ușoare. Dar nu aruncă. A și luat două poturi la început și are încredere. Un Zeng plus de încredere pentru el acum, da. Zeng ar plăcea să joace mâna asta, dar cred că va fi și el în pachet. Sigur, după cum vedeți, el bani are. Nu este vorba de stack-uri, ci te gândești de multe ori că vei plăti și lovești ceva, dar lovești degeaba. S-a aruncat și Cristi acolo și avem lupta între cei doi într-un pot care a ajuns deja la 3400 de lei. Uite că un race foarte bun al lui Salahat, dar nu mai pare acum atât de bun. A reușit să rămână cu un singur jucător în pot. Da, dar mi-e greu să cred că l-aruncă pe Gheorghe. Are un ascun kicker bun acolo. Depinde de dimensiunea pariului. Uite că după check Gheorghe pleacă direct pe acest atac și s-ar putea ca lucrurile să rămână aici. Salahat e un tip calculat. L-am văzut ultima dată jucând și el cred că a ieșit foarte bine în acea întâlnire. Cred că s-a triplat aproape. A intrat cu vreo 10.000 și a plecat cu aproape 30.000. Deci chiar mi-a plăcut atunci. Aici se gândește dacă să plătească sau nu. Ar avea o damă de negru, poate, dar totuși nu ar fi o continuare prea bună și nu o face. Pas. Nu i-a plăcut flopul deloc. Nu, dar mă mir totuși că nu a dat acolo
un continuation bet. A bătut prudent cecul și ăsta l-a salvat de vreo 6-7 milioane. Poate chiar mai mult, pentru că el a avut un 3-bet și atunci nu putea să arunce doar un bet minim, zic eu. Da, potul era deja de peste 3.000 de lei, ar fi trebuit să dea un bet destul de măricel. Și nu ar fi dat la o parte adversarul de acolo. Nu, nu, nu putea să plece, are as 10 pe as 9-9, un bet bun. Vedem în dreapta jos că potul la fiecare mână după postarea blindului este de 85. Blindul cel mai mare, strada este de 50, în general raise-ul o să fie de peste 100 de lei. La... Da, cam 150 este betul care se face aici. Cel puțin iar momentan. Tribetul vine pe undeva pe la 500, 450-500. Uite, un raise la 300, Zen ne contrazice. 6 call. Avem și un call înainte, de asta a mărit ceva mai mult. 9 call. Gheorghe cu aceeași carte. Aceeași carte, a 10 abonament la domnul Gheorghe. Nu numai la el. La început credeam abonat la dame. Dar uite-l că acum merge și la 10. Popa apare și se alahață foarte bine. 6 check. Nu știu dacă... Va găsi și un client la această mână. A bătut un check acolo? Îl va găsi pe Jenk, sigur. 400 bet. 400. 400, 900. S-a lahat un col pe pop. Da. Și Gheorghe un col și el pentru că are asul de romb. Și speră să vadă o culoare. El știe că dacă apare a treia carte de romb, lucrurile se mai liniștesc un pic. Hai să vedem dacă are sau nu dreptate. Încă un pop. Nu prea are. Da, dar nici nu prea mai o continuare... Atât Zeng cât și Gheorghe. Doar dacă Zeng încearcă ceva aici. Mișcarea e la Zeng acum, da, cu doi oameni în spate, cu doi oameni în spate va fi prudent. Unul dintre ei e foarte plauzibil să aibă o pereche de, un popă, pardon. Să vedem dacă Salahat aruncă. Oh, ups. Atenție, i-a ieșit extraordinar aici. Atenție mare. Sigur, doi popi te fac să fii mai liniștit cu asul în mână. Aici ar fost inspirat un check pentru el. Are de recuperat, nu uita că mâna trecută a pus vreo 15.000 de lei. Și uite că reușește să extragă 1.100, Zheng, nu prea place. Nu, n-are cum nu poate să mai plătească după colul lui Gheorghe. N-are cum să mai plătească. Nu mai are ce carte să bată acolo. Nu are ce să mai bată, așa este. Așa e prima mână pierdută de Gheorghe. În general, cam în tot ce a intrat până acum a și dus. Nu și aici, când... a reușit, iată, să-l ați și înapoi o parte din bani. Asta e pokerul. Zheng un rid bun, a spus, eram sigur că are popă. A pus asul să vă plătesc. Deci ai bătit 400 de acolo, a 10. Am spus nu-i de ce. Are pereche mai mică. L-am pus pe valeți, pe... Nu, bobo, 5-7, la a 10, nu? Era rombul ăla. 50. Strada. Da. A, două rând, da. Era, m-a uitat asul de rom. De-aia am plătit. Am înțeles, da. Strada. Ce nu merge? Uite că un col bun te poate duce spre o prăpastie în multe situații. Strada. Merge sau nu? Bine, ok. Am spus la inde, când ai dat ducația, am spus strada. A spus. Da, asta și. 4 pas, 5 pas. Fii atenție, ce mai vă joc copilă. Trebuie să zici mult înainte, aici, ca să scrie. Putem să-l faceți chiar atent. 6 pas, 8 pas, 9 pas. Da, acolo e la pachet acum. Da, Zheng este obișnuit cu transmisiile de Cash Game. Trebuie să anunți ceva mai din timp, acțiunile mai clare, pentru a apărea și corect pe grafică. S-a întors bine, direct. Raise la 600 a lui Zheng. Da, observați și cartea și vă dați seama ce înseamnă agresivitatea aici. E un raise de 600. În spate are 33.000 de lei și Gheorghe cu 10-7 s-a aruncat. Jocul de cash game este mult diferit. O să vedeți mâini jucate pe care la turnee nu le-ați vedea în mod normal. Doar dacă rămâi doar de la un jucător short stack le mai vezi la turnee, mâinile acestea. Nu, e 200 de breu. Asta nu mai joc deja. 4 pas, 5 pas. Da. Păi de-aia ți-am zis. 6 pas, 8 pas. Ia să mai vedem. Gheorghe, mai are vreuna 10 în mână? Pas toată lumea până la small blind. Da. O luptă între cei doi care... Col 9, col 2. Ultima dată a produs cântei. Col 100. Pas, pas.
Și raise la 500 pas. Pentru pas. Făcut de Zeng. Zeng parcă are popă 5 de trefă dacă, dacă nu ne-a înșelat grafica. 9 col 500. Da, popă 5, 7, 5 și damă 3. Damă 3 doar a completat încă 50 da? De lei acolo de asta, după deci... care s-a a renunțat. O carte interesantă, cu multe, multe legături da. Și de chintă și de culoare pentru jucătorul pe care le vedem acum. Doar că în acest caz este grav dominată, însă nu mai este, da, nu mai este așa de rău. 4, 5, 6 și o capete de chintă pentru Gheorghe. Exact. Ce nu știe el este că și Zeng are cincearul, dar cu un kicker mult mai bun. Exact. 3 bet, 300. Atât de legat este flopul și Zeng nu are acele cupe. Să vedem dacă face un raise, da. Uite, raise-ul se anunță 1500 cu pereche mijlocie și capete de chintă. Da, și s-ar putea să-l arunce aici pe Zeng. Asta și pentru că raise-ul este sănătos și după aceea Zeng nu are cupele. Nu are decât un cinciar. În momentul ăsta e foarte bun. Observăm însă șansele lui Gheorghe sunt ceva mai mici. Sunt ceva mai mici, dar sunt solide, consistente. Zeng se gândește. Sigur că e ușor să spui adversarul într-un 7, să strângi din dinți și să mergi sau dintr-un 3, să merge după chintă. Draw-ul acela de chintă e ușor de observat. Nu știu dacă îi cunoaște stilul de joc, dar dacă e posibil să joace pentru prima dată împreună, am văzut că au și făcut cunoștință. Lucrurile sunt simple. Aici Gheorghe și-a jucat bine cartea. Era flopat. Cred că nu și-a filat bine cărțile, pentru că nu era chiar flopat. Ba da, și le-a filat. Gin, momentan, să zicem, marele pierzător, deși nu e corect spus, pentru că doar ce a început jocul și la jocul de cash game, pierzător e la sfârșit sau câștigător când te oprești. Până atunci, sunt doar fluctuații normale de fise. Nu pot însă să nu observ că nu avem jumătate de oră de joc și un jucător și unul dintre cei doi chinezi are 10.000 de lei minus. Partea frumoasă la cash game este că tocmai această imagine te poate ajuta foarte mult în poturile importante. Jucătorii vor observa că el are dispoziția de a juca multe cărți variate și îl vor plăti mai ușor. Salahat, iată, o 4. Sigur, suited. O mână drăguță și un doar call. Tibi, ia să-l vedem. Un raise cu acea pereche de 5 ar. Gheorghe îi place cartea și chiar e frumoasă. Are și de ce. Jin vedem că are un cinciar și se aruncă. Iată-l pe Zeng un pic mai sus decât ceilalți, cu perechea de șesari. Să vedem dacă urmează de call sau chiar raise. Call. E doar un call. Cristi vine și el cu valet 8, Salahat completează și el cu 4-8 și uite, potul s-a făcut de 1400, nici nu știi cum. Cinciarii, de fapt. S-a făcut 1500 pe baza a 2 cinciari. Atenție, nu avem damă acolo și au mers toți. Nu avem o damă în mână, dar au mers toți. Ce zice, apar cărțile mari acum pe flop? Probabil. As 4 și lucrurile se complică, poate și pentru Salahat. Cred că va fi prudență. Salahat este un jucător destul de prudent și un board destul de bun pentru 5 ar și 6 ar aici. Tibi poate continua ușor, 500 este betul. Sigur că există amenințarea asului, dar Zeng e un tip care crede mai greu. Problema este că are niște oameni în spate. Chiar și așa, observați, a dat colul acolo. Cristi nu poate juca, s-a aruncat și s-a luat cu pătrarul acela. Și vedem o luptă în care noarul ăsta n-ar trebui să conteze prea mult în mintea niciunui dintre cei doi implicați în pot. Să vedem cum alege Tibi să joace, dacă va călca accelerația sau nu. Nu. Check, check și river-ul decisiv. Un 3, un draw de culoare care se completează, dar runner nu prea este relevant. Probabil Zeng va câștiga mâna. Dacă se joacă pe check, check, da. Dacă cere Zeng aici ceva foarte mult, s-ar putea să se arunce Tibi. Bet de 2000, un bet bun și pas rapid. Uite, totuși, chinezul și-a dat seama unde este adversarul său și a dat un bet value acolo. Da, după check-ul de pe turn și-a dat seama că nu este un as în mâna lui Tibi. Putea fi un 9. Putea, dar riscurile meseriei. Bine, aici e calitatea jucătorului de a simți. Ți-am zis că în mintea lor nu cred că norul acela a contat.
Stai pe lemn. Da, ia să mă dă din. Nu, ce dată e bună. Mergem din nou la acțiune cu Cristi. Într-un AS4 e și UTG. 150. Se aude un raise la 150 în 13-a mâină acestui, acestei mese. Tibi, pas, Gheorghe, AS5, un call. Categorie. Jin nu joacă mâna asta. Jeng, surpriză. Momentan, pas. Da, surpriza e că e o mână fără niciunul dintre jucătorii din China. Așa e. Asta e mare surpriza mâinii. Andrei se aruncă și el. Stă cu minte, Andrei. Îl vedem, nu prea intră în poturi. Ia să vedem aici cine găsește ceva. Extraordinar. Trei jucători și nimeni nu prinde absolut nimic. Hai să vedem dacă cineva are curajul să atace. Cristi va ataca cu un micuț bet de 200. Pas și probabil încă un pas. Gheorghe n-are continuare și Cristi duce mâna, sigur nu e o mână grozavă, 735 de lei, dintre care vreo 400 sunt ai lui, dar ăsta e pokerul, mână de mână, important e să duci, să tragi fizele acelea spre tine. Un bet micuț, un pot micuț, câștiga rapid. Acum câteva minute și șesarii au fost buni, dar pentru Zheng, hai să vedem dacă poartă noroc și în mâna iordanianului Salat. Doar col acolo, n-a vrut să ridice. Gheorghe vine și el cu AS4. Zheng cu popă 4, s-ar putea să aibă pretenții. Amărit. Și el există. Andrei se aruncă. Salahat vine. Cred că și Gheorghe, care mizează pe apariția asului. Da. Col, care s-a tot întors asul. S-a tot întors. Uneori bine, uneori nu foarte bine pentru el. Potul aproape de 1000 de lei. Damă, damă, 7 și șesarii stau bine aici. Numai că Zheng pune presiune. Un flop bun pentru o continuare. Salahat nu se lasă atât de ușor. Salahat nu. Are totuși o pereche. Gheorghe renunță și rămânem heads up. Doi jucători. Heads up. E, cred că există regrete pe undeva. S-a completat și o posibilă culoare. Salahat ușor deranjat de această chestie pentru că nu are cupe. Cecul s-ar putea să-i ofere curaj aici. Dar poate fi și o capcară din partea lui Zheng. El nu are de unde să știe. Check, joacă check. Liniștit, undeva potul la aproape 1800 de lei. Și să vedem cum alege Zheng să joace, pentru că el e clar că nu poate duce mâna cu popă. Hai, trebuie să parieze ceva și o și face un pariu bun, 1300. Da, 1300 cu toate cărțile mai mari decât șesarii și totuși șesarii sunt în față în această situație. Va avea oare Salahat, iordanianul acesta atât de simpatic, încredere în perechea sa? După cecul de pe turn e posibil să... Putea fi o capcană, culoarea tocmai ce se făcuse. Și oricum, sunt cărți suficiente acolo pentru a pierde. Betul este bunicel, 1300, dar s-a trezit că în el simțul jucătorului care îl avertizează că lucrurile nu sunt în regulă. Ceva nu e bine în mâna aceasta. Cărții acolo în continuarea asta a jocului. Povestea lui Zheng nu este foarte credibilă. Dacă era, ar fi fodat deja. Culoare? Nici eu nu știu, pare să spuneți. Ce ai, damă? Damă, nu am damă. Dacă aveam damă, mă gândeam la damă, nu am damă. Am înțeles. Culmea e că n-are nici azi, nici 7, nici 9. Asta e problema lui. Și remarcăm un dialog cu o română cu accent din partea amândurora.
hârtie, 1300? 1300. De la Salahat nu prea scoți atât de ușor fise, de asta e un col greu de dat, e un jucător închis, un jucător, dar care urmărește totul ce se întâmplă. Observați cât de greu îi vine să se arunce aici. Pas. Se aruncă până la urmă, semn că Zeng l-a pus exact unde trebuie și l-a forțat să se arunce. Cred că Salahat doar are imaginea de jucător închis, pentru că el joacă și jucătorul. Adică dacă era altcineva care ar fi dat acest bet, ar fi foldat mai repede, dar Zeng este capabil de mișcări exact de genul celea pe care tocmai a făcut-o acum. Totuși îl bătea absolut tot de pe bord. Da, era asta problemă. A fost problema lui. Asta era mare lui problemă. Erau, mă rog, era o carte dublată, dar celelalte, toate, erau mai mari decât șesări. Dacă nu venea nouă, plătea. Bine, asta spune glumă. Nu cred că l-a determinat nouă. Eu zic că n-a plătit din cauza asului, fie vorba între noi. Păi asta, dacă nu venea nouă, plăteam. Asta zic. Iată argumente mai bune pentru Zeng de raise acum. Sigur că da. Doar call. Doar call. E unica capcană. Are cu cine să se lupte aici? Nu. Jucătorul reconvine să vadă un flop cu o carte micuță. Și un flop destul de ieftin. Exact, exact. La cred că acum Zeng regretă, dar poate cine știe. Se întorc cărțile pe strada lăsa, nici vorbă. Trips nici pentru vorbă. Salahat. Salahat, care nu cred că ar fi jucat la un re-raise, hai să fim serioși. Da, da. Și nici Jin acolo, de Jin nu mai știu. Dar Jin pare a fi tot timpul, cum e mai periculos în poker, al doilea, în orice mână. Top pair pentru Jin, într-adevăr. Neplăcut. Și Zeng cu două cărți peste bord. La un bet micuț, el participă. E să-l vedem și pe Gheorghe? Nu, n-are continuare. Chiar nu aveam. Nici Zeng nu prea are, dar speră într-un rom, speră într-o pereche mare, care n-ar fi foarte bună. Deloc pentru el. 6 check, 2 check. Și uite că Salahat dă un check. Da, și Jina a dăbătut check-ul. Îi rămâne decizia la Zeng, care încearcă să mai arunce odată. 1200. Da, de aici să știi că s-ar putea să fie salvat Jin de aici, cu noarul acela, pentru că Salahat va plăti. Da, are noroc Jin că nu este prins la mijloc, să spunem așa, în betul acesta de pe turn. Salahat cred că va da call-ul aici, pentru că mai are un jucător și mai pot fi trași bani, mai ales că Jin chiar are o pereche acolo, a doua însă de pe board. Sau poate mări, ia să vedem, nu? No, call plătește. În spate. Call în încearcă spate. Să câștige maximul din această mână, în caz de raise ambii fold down. Și Jin, să vedem cum stă cu simțurile. Nu îi prea place, dar trebuie. Doi pas. Aici lucrurile sunt clare. Salahat va vorbi primul. E posibil. Doar asta sau damă, dacă vine, ar putea avea probleme Zeng mai mari decât sunt până acum. Rombul acela l-aștepta mai din timp. Să nu încerce din nou să câștige cu un bet. Și cred că Salahat va da bet. Să vedem acum, asta e decizia la Jin, dacă dă un bet de 3.000 sau nu. Nu, nu, renunță. 5. Asta ca să vedeți, asta experiența. Ca să vedeți că băieții nu sunt întâmplători la masa asta. Da, da, nu sunt veniți de oriunde. Nu, nu. Dar aici vine lui Zeng. Tribet acolo cu as-damă. Preflop? Da, și 5-4 era în pachet. Am greșit, am as-damă de rău, n-am